Aceleași instituții care vă dau dumneavoastră datele statistice au spus că în România se trăiește foarte bine cu 3.000 de lei patru persoane, doi adulți și doi copii. Da, Acum și eu. eu vă spun, noi acasă avem o familie formată exact așa, doi adulți, doi copii. Și de departe, de departe facturile depășesc 3.000 de lei, nu vorbesc de toate nevoile pe care le avem ca și familie. Oamenii da. ăștia de ce mai sunt acolo? De ce nu i-au dat nimeni afară? Pentru că sunt ori niște manipulatori, ori niște incompetenți.